Bună tuturor, eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video un pic mai diferit. Cred că este primul video pe care îl fac de genul ăsta. Tocmai am mâncat o ciocolată din asta. Și anume, este așa cum ați văzut în titluri, sunt cadouri de la fani, de la prieteni. Și haideți să începem. Vreau să încep întâi cu scrisorile pe care le-am primit de Crăciun. Și o să încep cu Gabriela, care îmi scrie de la Londra. În fine, din Anglia. Și mi-a trimis asta, că deja am ținut-o pe mobilă tot timpul și acum este acolo. Încă n-am șters chestiile astea, foarte drăguțe, și îmi scrie: dragă Janinuță, îți doresc multă sănătate, împliniri pe toate planurile. Rămâi așa frumoasă și puternică ca și acum. Crăciun fericit ție, copiilor tăi și părinților. La mulți ani fericit, Merry Christmas. P.S. Mulțumesc pentru suportul și ajutorul tău. Tiol Iobene. Te pup, Gabri, Londra. Gabriela este o fată care a făcut dieta cu Janina și mie mi-este foarte dragă pentru că o cunosc de ceva timp. Ea a stat și prin Italia, trăiește în Londra, mi se pare că e din Cluj sau din Timișoara, nu mai știu, Gabri. În fine, nu asta este important. Este important că reușim, mulțumită YouTube-ului, să facem și niște prietenii frumoase. Și sunt foarte, foarte fericită de asta. Îți mulțumesc din tot sufletul, Gabri, să fii și tu sănătoasă, să ai grijă de tine și să-ți îndeplinești toate visele pe care ți le dorești. Te pup. Mai departe, am aici o altă scrisorică. Eu pe fata aceasta eu nu o cunosc. O cheamă Mălina. E din Brașov. Dacă vezi acest clipuleț, am să te rog să lași un comentariu, ceva, măcar să te găsesc pe Facebook, pe Instagram, să-ți mulțumesc de persoană. Și mi-a trimis o felicitare de Crăciun. Dragă Janina, ce frumos sunt. Îmi prag de anul nou, și stai că eu cum de sărbători, în perioada cea mai frumoasă din inimă. Cu drag, multă scăldură, gândurile mele și se îndreaptă spre tine, draga mea prietenă virtuală. Eu nu știu cine este, mă. Mă fac de râs eu aici cu voi, dar nu știu cine e Mălina. Din Brașov. Mălina, să-mi scrii. Îți doresc să fii sănătoasă, fericire, copii, în fine. O grămadă cuvinte frumoase, sărbători. Îți trimit mii de pupicei. Le feste, sean serene, e scris cu drag și prietenie, Mălina. Mulțumesc, pui frumos, să fii sănătoasă. Și îți mulțumesc chiar din suflet pentru această felicitare, pentru că atunci când venea puștărița și mi-aducea câte o scrisorică de asta, mi se umplea inima de bucurie. Și am fost foarte încântată și copiii erau fericiți. Încă felicitare, încă felicitare. A fost foarte drăguț din partea voastră că ați pierdut un pic de timp și niște bănuți să trimiteți câte o scrisorică lui tanti Janina în Italia. Mă mulțumesc din tot sufletul. Încă o fată care nu mi-a scris decât că o cheamă Maria. Nu are adresa ei nimic. Este felicitarea aceasta și mi-a scris: a venit în lume Mântuitorul să-l prime cu bucurie și bunătate. Crăciun fericit, Janina, ție și tuturor celor dragi. Maria C. Toplița, decembrie 2017. Îți mulțumesc, Maria, din tot sufletul, vă rog, măcar așa pe Instagram, să-mi scrieți, să-mi spuneți: băi, sunt eu Mălina, sunt eu Maria, pentru că Gabriela o cunosc. Și mi-ar face mare plăcere să vă mulțumesc personal pentru gândurile astea frumoase care le-ați avut pentru mine. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să fiți fericite. La capitolul felicitări de Crăciun am terminat și acum să trecem la
cadouașe. Am primit două pachete, de fapt trei pachete. Un pachet care vine din România și am rămas așa mască pentru că nu mă așteptam să îmi vină așa ceva. Și este de la o fată care nu vrea să... să-și facă publicitate sau astea. Numele ei este Cristina, am să spun măcar că te numești Cristina, și a vrut să-mi trimeată niște cadouașe de Crăciun. Eu nu am cerut absolut nimic așa ceva, dar ea a vrut să facă gestul ăsta pentru familia mea și pentru copii. Ne-a trimis o grămadă de bunătăți, de mâncare, ciocolate, care, bineînțeles, le-a halit cu mare drag. Am mai rămas astea, Heidi Dark și ăsta, dar sigur o să le mănânce familia cu mare drag. Am primit ciocolate rom, până și cârnați. Cârnați de-aia făcut în casă. Adică eu am rămas așa mască când am văzut pachetul ăla. Cârnați, cozonac, de toate. Bine, n-am avut cum să fac video. Fata n-a vrut nici măcar să fac video cu ceea ce am primit de la ea, dar eu vreau să vă arăt că YouTube-ul aduce și ceva bun. Nu numai chestii urâte, hate și chestii astea, dar uite, naște, face să nască și prietenii așa frumos. Și haideți să vă arăt ce cadouașe a trimis lui mine. Eu le-am luat etichetele, le-am toate aici ca să nu ziceți că sunt nebună. Și lui Mateo i-a trimis două bluzițe. Unele sunt de la H&M, ăsta. Și asta e foarte drăguță. Dar să știți că Cristina mi-a băgat-o pe mine și merge și mie. Și Mateo făcea la mine, nu, dă-ți-o jos că e a mea! foarte, foarte mișto. Zic, da-mi o mie, că uite, mi intră și mie că am slăbit. Și zicea, nu, da-mi o mie. Și mie și lui Rosela. Las unde este. Aceiași leggings de sală. Foarte bestial. Bine, eu cu Cristina am vorbit deja și i-am mulțumit. Star Now. Ăștia, o pereche lui Mie și una lui Rosela. Și asta este, vezi, Rosela S, S, măsura S și eu M, M. Și uite ce mișto sunt. Bestial. Ăștia sunt ai mei un pic mai mărișori. Arată bestial, îmi plac la nebunie, la nebunie. Îi mulțumesc, Cristi. Ce pot să spun? Am rămas mască. Am rămas mască cu cadouașele astea. Plus două tricouri, la fel și mie, unul și lui Rosela, ăsta. Sitting. A mea l-a spălat că ieri l-am avut la sală. Și pe calea asta, eu am rămas așa, mulțumită și fericită. Zic, uite mă, niște oameni s-au gândit la mine așa, fără niciun motiv, că sunt Janina după YouTube, Janina Italian Style. Și că intru în casele voastre și vă transmit ceva. Mulțumesc, Cristina, îți mulțumesc, să-ți dea Dumnezeu sănătate, îți mulțumesc din suflet pentru cadouri. Toată lumea din casă de la noi a fost fericită pentru aceste cadouri. Tata pentru cârnați și pentru șunculița aia fumată care ne-ai trimis-o. Noi ce să spunem? Să ne vedem cu drag, bineînțeles, eu o să mă gândesc și la tine și la copilașii tăi și hai să trecem mai departe. Am mai primit două pachete de la Loredana, este o fată care trăiește, o româncă care trăiește aici în Italia și mi-a trimis deja două pachete, unul de Crăciun și unul acum. Ăla de Crăciun vi l-am arătat pe Instagram și ăla de acum vi l-am arătat acum. Ia uitați și am aici. Fără număr. Sper că videoul ăsta să nu dureze prea mult să vă plictisez. Dar sunt un om fericit, mă, că mă iubiți. O să mai arăt niște chestii care am primit tot de la Loredana și de Crăciun, pentru că, bineînțeles, pe Instagram se șterg acolo. Și eu pe Loredana o iubesc pentru că se gândește la mine. Îmi trimit o grămadă de chestii de-astea fit ca să mă ajute să meargă înainte cu dieta, să... În fin.
Fit Vanilla, Vanilla e un shake de la Body, de la Natural Mojo, e foarte la modă între italieni și cred că și în străinătate. Este un shake cu coco, ceai verde, papaya, psilo, nu știu ce este, încă nu l-am încercat pe ăsta și o să îl încerc cât de curând. Chestia cea mai mișto pe care am descoperit-o și pe care voi ați văzut-o de un milion de ori pe Instagram este pancake-ul ăsta, pentru că are foarte puțin, puține calorii și este bun. Adică zici că e făcut din făină normală, dar e din făină de mazăre. E ceva de speriat. Deja am zis că să îmi cumpăr și eu și nebuna de Lori deja mi-a zis că mi l-a cumpărat iar și mi-l trimite și eu o iubesc, da. Mai departe, avem aici niște sirop, slim, syrup, sugar free, deci fără gluten, fără zahăr, de la Clean Food, de la aceeași marca aia al pancake, cu gust caramel. Și aici am tot de la aceeași firmă Clean Food, slim dressing and sauce, adică e cremă de brânză. Păpică, mâncărică, bunică. Mai departe. Tot de la Clean Food, slim confituri, adică dulceață de cireșe fără zahăr. O să fac eu degustările la toate produsele astea într-un clipuleț. Asta deja am probat azi de dimineață și pot să spun că am mâncat, m-am spart. Mi-era frică să nu termin. Are numai 200 de calorie de la Ducan, cremă de ciocolată fără zahăr. Nu de ciocolată, de alune. O ador. Și are și gust bun. Că de obicei chestiile astea nu sunt prea, cine știe ce. Astea sunt niște cereale muesli de la Fitvia, High Protein, Happy New You. Și are o grămadă de fructe, chestii foarte la modă și astea pentru gagicile astea fit. Încă nu le-am încercat pentru că am multe chestii pe care trebuie să le termin și mie îmi pare rău să le desfac și după aia să nu le mănânc. Iar o chestie care este foarte la modă aici în Italia este focaccia bio-tradiționale, care are numai 1,5% zahăr și 1,9% de grăsim, fără ulei de palmă, făcut în mână, ideală pentru vegan și așa mai departe. Abia aștept Lori să o fac. O să fac o pizza în ea, așa să niște roșii peste, niște verzituri. Bineînțeles, multe chestii le-am desfăcut, le-am păpat. Este de la My Protein, Protein Bits, niște chipsuri. Ăsta abia aștept să-l probez, încă nu l-am probat. Bineînțeles, o să-l vedeți într-un video unde fac mukbang. Ăsta e Protein Mug Cake Mix. Abia aștept pentru că nu l-am cumpărat niciodată și nu l-am probat. Loredana mi-a trimis o grămadă minuni. Ciocolatele astea proteice de 2 și deja le-am halit. Abia aștept să le cumpăr. Sunt de nu se poate activ. Pro action. Niște bolero. Astea sunt de pus în apă. Și să dea aromă la apă ca să bem mai mult. Unul e din... Ăsta e honey melon și ăla am terminat și ăla preferatul meu din pepene galben, dragon fruit și pepene roșu. Mulțumesc! Că abia așa azi când mă duc la sală îl bag acolo. Mai departe. Am aici tot de la My Protein un brownie. Mi-a trimis deja 2 rujuri de la Essence, vi le-am arătat pe Instagram, v-a săturat de mine, și mi-a trimis ăsta de la Victoria's Secret, care arată pe buze bestial, așa, buzele de-alea lucioase și frumoase, Satin Gloss. Mai avem aici niște hiperproteica, cred că astea e alea de la Zona. Și apoi avem aici, nu știu dacă voi cunoașteți pastele astea, sunt alea din făină de cojac. Ăștia sunt spaghetti, au numai 6 calorii pe porție, eu deja le-am folosit în trecutul meu. Și Lori mi-a trimis asta, plus toată cutia asta, o nebună, o nebunică. Și aici, ce avem aici? A, sunt toate spaghetti.
o pungă de asta, tot să stai la dietă, nene, să mănânci bunătăți de astea. Și aici am un scrub pentru... Și cred că ăsta nici nu l-am văzut. Ciocolată și făină. Body scrub. Că mi-a mai trimis unul, mai am acolo din cocos. Hello Body. Și... sprayul ăsta de corp, tot de la Victoria's Secret, Velvet Petals, miroase super bestial și rezistă și pe piele. Plus ceaiul ăsta de la Harrods, Moroccan Mint with Lemon. Super, are un parfum, de la bestial. Ce să vă spun, fetelor? Că vă iubesc, vă ador, sunt așa de fericită că am hotărât să fac un canal de YouTube unde să cunosc atâtea persoane minunate care mă susțin și mă iubesc. Vă ador din tot sufletul pe toate. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să dați un like. Să mă urmăriți pe Instagram, Janina Italian Style. Și ne vedem la următorul video. Și activați clopoțelul. Mulțumesc! Ciao!